Salut! Astăzi vreau să-ți prezint prima parte din clasamentul cu cele mai bune filme din anul 2021 care deja au fost lansate. Deoarece scopul meu este să-ți ofer cea mai complexă și utilă informație, neafectată de gusturile mele subiective, la compunerea acestei liste m-am bazat doar pe recenziile criticilor și spectatorilor. Pentru a nu-ți impune o ordine, topul este compus aleatoriu și nu este influențat de gen sau nota pe care a obținut-o de la spectatori. Rămâi cu mine până la sfârșitul acestui video și sunt convins că vei găsi o producție perfectă pentru tine. Dar dacă nu vrei să ratezi continuarea acestui clasament, abonează-te pe canalul meu și activează toate notificările pentru a afla primul despre cele mai interesante topuri tematice și noutăți din lumea filmelor. Deci, să începem! Cherry. Este o dramă inspirată din viața veteranului american Nico Walker cu Tom Holland în rolul titular. Această producție a stârnit un interes sporit deoarece este semnată de frații Russo, care au regizat mai multe producții din universul Marvel, inclusiv câte două episoade din franciza Capitan America și Răzbunătorii. Din acest motiv, publicul s-a arătat curios cum aceștia se vor descurca în materie de dramă. Și regizorii s-au descurcat destul de bine, prezentând o istorie complexă și sinceră ce oscilează între melodramă, film de război, thriller și din nou melodramă. În centrul atenției este fostul medic militar care suferă de sindromul de stres post-traumatic. Fiind afectat de ororile războiului, protagonistul încearcă să găsească alinare în administrarea substanțelor narcotice, obicei ce curând se transformă într-o dependență. Și deoarece aceste obiceiuri implică cheltuieli constante și mereu în creștere, eroul principal începe să jefuiască bănci. Tatăl. Această producție a primit 6 nominalizări pentru premiul Oscar, dintre care a luat 2, inclusiv cel mai bun actor în rolul principal, oferit lui Anthony Hopkins. În centrul atenției este Anthony, un bărbat ce suferă de demență progresivă. Acesta locuiește într-un apartament spațios în Londra și refuză categoric ajutorul asistentelor sociale angajate de fiica sa, Anne. Rătăcind prin labirintul amintirilor, eroul principal tot mai mult se rupe de realitate. Starea sa se agravează constant și el uită lucrurile elementare. Bătrânul nu mai înțelege dacă trăiește împreună cu fiica sau singur. Ceasul preferat mereu dispare undeva și îl năucesc persoanele necunoscute care tot apar în apartamentul său. Este posibil că filmul va crea o impresie confuză, deoarece istoria relatată este ca un puzzle pe care îl strângi piesă după piesă împreună cu eroul principal. Este o dramă cu idei profunde care îl motivează pe spectator să revadă bătrânețea sub un alt aspect, mult mai real și mai apropiat. Godzilla vs. Kong. Fără dor și poate este unul din cele mai importante și promițătoare evenimente din lumea cinematografică a acestui an. Confruntarea celor doi titani a fost așteptată cu sufletul la gură de toți fanii Monsterverse-ului și reieșind din recenziile spectatorilor s-a meritat din plin. Filmul abundă în efecte speciale bine lucrate, explozii și devastări spectaculoase. Producătorii au făcut tot posibilul ca să mențină interesul pentru această peliculă la cote maxime. Și spre deosebire de ecranizarea anterioară din 1962, regizorii în repetate rânduri au declarat că Godzilla vs. Kong va culmina cu victoria incontestabilă a unuia din ei. O afirmație destul de echivocă. Dar tu deja ai văzut această peliculă? Dacă da, lasă-ți părerea mai jos în comentarii. Ce ține de subiect, acesta este destul de simplu, poate chiar primitiv, ca și în majoritatea producțiilor în care accentul se pune pe efectele vizuale. Kong este transportat spre o locație care se presupune a fi o mega sursă de energie. Pe drum, cortegiu este atacat de Godzilla. Urmează o confruntare spectaculoasă din care reptila iese victorioasă. Totuși să nu crezi că am lansat un spoiler, deoarece acesta este doar primul round din meciul pe care ți-l va oferi Godzilla vs. Kong. Toți cei care mă vor mort. Revenirea pe marele ecrane a seducătoare Angelina Jolie în postura eroinei unui film de acțiune. Hannah a fost un pompier de elită care sărea cu parașuta în inima incendiului.
Mai bine de un an aceasta este chinuită de remușcări, deoarece se simte vinovată de moartea colegilor săi decedați într-un incendiu. Pentru a schimba ambianța și a vindeca această traumă emoțională, Hannah s-a angajat ca supraveghetor antincendiar într-o rezervație naturală. În una din zile, aceasta observă un copil speriat care merge prin pădure. Pentru a înțelege de ce băiatul este singur, Hannah se apropie de el și acesta îi povestește că este urmărit de doi mercenari, care cu puțin timp înainte i-au omorât tatăl. Ca să ascundă copilul, ei se retrag spre turnul de supraveghere. Însă mercenarii curând îi găsesc și Hannah cu băiatul sunt nevoiți să fugă în pădure, unde vor da de o forță mai periculoasă decât cei doi ucigași. Lucruri mici. Despre această producție deja am vorbit în unul din videourile anterioare cu filme ce vor fi lansate în 2021. Dacă nu ai văzut aceste clasamente, le poți găsi pe canalul meu. Între timp, Lucruri Mici a fost lansat și a primit recenzii destul de bune în rândul criticilor și spectatorilor. Din acest motiv, este inclus în clasamentul de azi. Totuși, părerile sunt contradictorii și mai des subiective, fiind argumentate în cea mai mare parte de distribuția acestui film, și anume combinația Washington-Leto-Malek. Un atur recunoscut de majoritatea spectatorilor este finalul destul de neobișnuit pentru astfel de pelicule. Ecranizarea nu este dinamică, însă unele momente ridică tensiunea la cote destul de respectabile. Producția relatează investigația unor umoruri în serie din Los Angeles. Jim Baxter este un detectiv talentat și ambițios, vedeta sectorului de poliție care apare în toate noutățile criminale din oraș. Însă ancheta pe care o investigează bate pasul pe loc și Baxter apelează la Dick Deacon, detectivul legendă care așa de potrivit a revenit în oraș. Riders of Justice. Un mix exploziv dintre dramă, acțiune și comedie. O ecranizare nestandard care sparge tiparele acestor genuri de pelicule și prezintă problemele sociale prin prisma ironiei daneze, uneori prea brutale și dureroase. Eroul principal, Marcus, este fostul militar de curând revenit din Afganistan, care și-a pierdut soția într-un cumplit accident feroviar. Distrus de această tragedie, Marcus se resemnează cu gândul că accidentul a fost o întâmplare nefastă. Însă curând la ușa sa apar câțiva ciudați care îl conving că totul a fost pus la cale pentru a înlătura un martor important dintr-o anchetă în derulare. Și dacă totul a fost o scenare, înseamnă că există cei ce pot și trebuie pedepsiți. Dorind să se răzbune, Marcus se unește cu acești smintiți și ei formează o echipă care va face dreptate în felul său. Situl. O ecranizare ce aduce un moment de respiro în avalanșa de producții hiperkinetice din prezent. Și dacă ești fanul înrăit a filmelor de acțiune sau a celor cu supereroi, este posibil că această peliculă nu este pentru tine. De menționat că istoria prezentată este inspirată din evenimente reale. Anglia, anul 1938. Al doilea război mondial bate la ușă. Însă această amenințare nu o sperie pe Edith Prete, o văduvă din provincia engleză care se hotărăște în sfârșit să înceapă cercetările mobilelor misterioase de pe moșia sa. Pentru aceste săpături, ea îl angajează pe Basil Brown, un arheolog priceput, însă fără prea multe studii în domeniu. Localnicii sunt uimiți de încercarea lucrărilor de excavare și cred că din cauza războiului nu este o mișcare chipzuită. Totuși, curând se află că aceste mobile ascund una din cele mai importante descoperiri arheologice de pe teritoriul englez. Dar numele lui Edith Prete și Basil Brown este introdus în enciclopedii. Atât pentru azi. Mulțumesc că ai urmărit până la urmă acest clasament. Pune un like dacă ți-a plăcut și abonează-te dacă încă nu ai făcut-o. Scrie mai jos în comentarii dacă ai văzut deja careva din aceste pelicule și ce impresie ți-au lăsat, sau dacă ai vrea să fac un clasament anume. Ne auzim în videoul următor.